Câteva sute de copilași alături de părinți sau bunici au făcut în acest final de săptămână cunoștință cu principalele instituții ale unui oraș în cadrul activității Orășelul Copiilor desfășurată în Parcul Municipal. Alături de primarul Laurențiu Leoranu, vizitatorii Orășelului Copiilor au avut acces la echipamentele și mașinile de pompieri, ale Poliției Rutiere, Poliției Locale, Ambulanței și a altor instituții. Este o activitate intrată deja în cuprinsul activităților cu ocazia zilelor municipiului roman, Orășelul Copiilor, un loc în parcul municipal, unde copiii vin și văd, se joacă, dar și învață. E o activitate ludică care ține de funcționarea unei comunități, a unor instituții. Așa cum știți, în fiecare an noi invităm instituțiile și ele colaborează cu noi. Avem, uitați, Serviciul Situații de Urgență, Poliția Municipală, Poliția Comunitară, Ambulanța, tot felul de alte, primăria, centru astronomic, lucruri care vin cu exemplificări simple, dar care dau o idee despre filonul principal a desfășurării activităților. Copiii sunt mici, dar de mic se învață și măcar unele lucruri elementare, dacă ei le învață, vor fi un plus pentru ei. De aceea susținem an de an această activitate, împreună cu Biserica Adventistă din Roman, care își deschide totdeauna buna intenție cu privire la organizarea unor manifestări în municipiul nostru și în bună colaborare cu Primăria Municipiului Roman reușim să aducem în fața copiilor romașcanilor noștri lucruri frumoase, dar și utile în același timp. Cei mici au învățat lucruri folositoare de la specialiști și și-au făcut mai multe poze cu reprezentanții instituțiilor și mai ales cu mașinile de intervenție pentru a păstra o amintire frumoasă. Cei mici au învățat lucruri folositoare de la specialiști și și-au făcut mai multe poze cu reprezentanții instituțiilor și mai ales cu mașinile de intervenție pentru a păstra o amintire frumoasă.